În câmpul din spatele meu vom semăna o colecție de hibrizi de porumb și o colecție de hibrizi de floarea soarelui. Colecția de hibrizi de porumb cuprinde hibrizi între 250 FAO, grupa de maturitate, și 450 FAO. Primul hibrid SM Vavel aparține grupei de maturitate FAO 250, este un semisticlos cu un potențial de producție remarcabil. Aici, în județul Telorman, domnii fermieri se confruntă an de an cu o secetă îngrozitoare, ceea ce a determinat fermele să meargă către timpurietăți mai mici. Recomandăm fermierilor din sudul județului Giurgiu, din sudul județului Telorman, să încerce hibridul SM Vavel FAO 250, hibridul de porumb cu o stabilitate extraordinară, Spartan, arhicunoscutul Spartan FAO 320, și avem doi hibrizi extraordinari cu potențial de producție peste 16 tone în condiții de neirigat, Badiane și Replic. Sunt doi hibrizi cu o genetică de elită, cu un potențial de producție extraordinar, care valorifică foarte, foarte bine condițiile din ferma dumneavoastră. Portofoliul de porumb sate în Uniunea România cuprinde și hibrizi de porumb puțin mai tardivi. Vorbim de un hibrid extraordinar, cu o toleranță la secetă extraordinară, un hibrid care face parte din conceptul Drought Tolerance, marca Saturn Union. Hibridul Filigran, FAO 450, livrează an de an în fermele din România producții de peste 12-14 tone în sudul României. Pentru portofoliul de floarea soarelui, în această zonă o problemă, o provocare este patogenul Plasmopara halstedii. Compania Saturn Union România are hibrizi Clearfield rezistenți la Plasmopara halstedii. Unul dintre acești hibrizi este Victory CL. Victory CL este un hibrid de floarea soarelui, linoleic, destinat tuturor fermelor din România, fie că vorbim de tehnologii intensive sau tehnologii mai puțin intensive. Victory CL vine cu un potențial de producție de peste 4700 de kg pe hectar, vine cu un pachet genetic de excepție, cu rezistențe împotriva Verticillium, Plasmopara, Sclerotinia sclerotiorum și o foarte mare toleranță la cădere. O altă colecție de hibrizi, marca Saturn Union România, special creată pentru erbicidarea cu tribenuron metil. Erbicidul bazat pe tribenuron metil combate cu succes frunza lată din câmpurile de floarea soarelui. Pentru acest segment, pentru tehnologia cu tribenuron metil, avem patru hibrizi extraordinari: Petronas SU, Alexa SU, Davero SU și ultimul, dar nu cel din urmă, Neta SU, care are cel mai ridicat potențial de producție din România. Sunt hibrizi extraordinari care ajută foarte mult fermierii din România să depășească provocările din fiecare an în funcție de regimul pluviometric pe care îl avem, de rezerva de umiditate din sol pe care o avem și de tehnologia pe care urmează să o implementăm. Vă invităm și pe dumneavoastră să vizităm împreună genetica marca Saturn Union România, atât pentru portofoliul de porumb, dar și pentru portofoliul de floarea soarelui.